Pregătim magiun de prune fără zahăr și fără conservanți. Folosiți cam 2 kg de prune, nu are rost să munciți pentru mai puțin, ele or să scadă oricum. Le-am spălat, le-am zvântat și apoi le-am curățat sâmburii. Le desfaceți. Le fierbeți între 2 și 6 ore, depinde de consistența pe care vreți să o obțineți și de culoarea care vă place. Așezați prunele într-o cratiță cu fund dublu. Nu adăugați apă, nimic. În câteva minute pe foc, prunele vor fi în propriul lor suc. Pentru amestecare vom folosi o spatulă. După o jumătate de oră, magiunul fierbe la foc potrivit. Prunele au lăsat zeamă, după cum vedeți. Eu le voi mai lăsa încă 2 ore și jumătate. O să vedem atunci cum îi schimbă culoarea. Acesta este magiunul de prune după 3 ore și jumătate. Nu-l mai fierb, îmi place foarte mult culoarea. Dacă doriți să iasă maro și să fie foarte închegat, îl mai fierbeți încă 2 ore jumate. Deci termenul lui de fierbere este de fapt 6 ore. Dacă vă place închis la culoare și foarte legat. Mie îmi place așa, îl voi pune în borcane. Am amestecat foarte des ca să nu se prindă de fund. Îmi place să pun deasupra scorțișoară. Îi dă un gust deosebit. Închidem borcanele.